Salut! Bine v-am găsit la un nou videoclip! Astăzi vom face un room tour, așa cum am promis că la 1,5K pe TikTok voi face un room tour. Mai întâi, haideți să facem ca o mică introducere. În primul rând, cel mai important de aici din cameră este patul, care mi se pare destul de mare, eu zic că e confortabil și aici lângă el mai am și eu o noptieră. Este cam veche, după cum vedeți. Am o telecomandă aici de la televizorul meu, care e aici. Ți-l deasupra calculatorului și o carte pe care o mai citesc uneori. Aici jos mai am unele chestii mai vechi. Așa, o sticlă de apă și aici încărcătorul, fără care n-aș putea să îmi încarc telefonul și îl țin mereu aici în priză pentru că oricând am nevoie de el vin la pat și îl folosesc. Și da, următorul este dulapul, care este destul de înalt. Mie mi se pare spațios pentru că are foarte multe compartimente și mă ajută. Următoarea este comoda, în care chiar mi-am pus chestiile care îmi trebuiau aici și chiar am avut loc, adică eu aici îmi țin cărțile, după cum vedeți, îmi țin cele chestiile pe care le folosesc la școală, aici am un volan pe care îl montez uneori, aici la fel cărți, niște cutii cu jucării mai vechi pe care le-am păstrat și cam așa. Aici sus am pus la fel Lego, pentru că eu când eram mic eram foarte pasionat de Lego. Îmi plăcea foarte mult să construiesc cu Lego și da, de aia mi-am pus peste tot numai Lego-uri, pentru că n-aveam unde să le pun. Erau toate construite și nu erau piese. Dacă v-ați uitat bine, aici pe dulap am o cutie plină cu Lego, aceea mare. Nu pot să dau zoom pentru că sunt într-un mod al camerei pe care nu pot să dau zoom. Și ultimul și cel mai important, biroul, unde este și calculatorul. Aici, cum vedeți, pe partea stângă am niște cărți, niște tot felul de chestii pentru școală. Și în dreapta avem calculatorul pe care o să vi-l prezint un pic mai târziu. O problemă destul de mare, care mi se pare că ar trebui să o rezolv cât de curând, este acest router, care trebuie să-l aduc de fiecare dată aici. Și uitați, acest cablu, foarte enervant, trebuie să-l aduc mereu până aici, deoarece eu nu am instalat o placă de Wi-Fi ca să pot să prindă Wi-Fi-ul și eu trebuie să vină cablu până în calculator. Da, acolo nu am făcut încă cable management-ul, dar în curând trebuie să-l fac. Și acum vom începe să prezentăm componentele calculatorului, inclusiv perifericele. Atenție, înainte de a începe videoclipul, trebuie să vă spun ceva foarte important. În primul rând că toate videoclipurile sunt filmate de mine, niciunul nu l-am luat de pe internet, deci totul e făcut de mine și eu n-am niciun fel de experiență în filmare cinematică sau ce am vrut eu să fac. Și în al doilea rând trebuie să vă mai spun că eu nu sunt sponsorizat de niciuna dintre aceste firme, deoarece eu am vrut să spun de la ce firme am perifericele și așa, niciuna din ele nu mă sponsorizează. Retragând, dacă vedeți asta, sponsor me! După cum puteți vedea, aici avem o tastatură Red Dragon Mitra, pe care am cumpărat-o de pe PC Garage. Este o tastatură mecanică, are switch-uri blue, OUTEM-ul blue de fapt, și are iluminare per key, ceea ce înseamnă că tastele se aprind separat, adică fiecare tastă se aprinde singură. Iar aici avem un mouse de la Red Dragon cu fir optic, care poate ajunge până la 16.000 de DPI. Numele acestui mouse este Storm Elite și din punctul meu de vedere este unul foarte bun. De ce este foarte bun, vă întrebați? Pentru că dacă voi vă jucați Minecraft, știți că eu m-am jucat foarte mult Minecraft, e foarte bun pentru că puteți să faceți foarte bine jitter clicker-ul și drag click și ce vreți voi puteți să faceți. Iar acesta de aici este un monitor Samsung LED curbat cu 23,6 inch. Acest monitor are un refresh rate de 75 de Hz, iar o viteză de răspuns de 4 milisecunde. În opinia mea, acest monitor este unul bun, deoarece vă ajută la jocuri să vedeți într-o rază mult mai mare, iar ce-mi place mie cel mai mult este că are o opțiune specială pentru ochi. În caz că vă dor ochii, activați EyeSaver Mode și după nu o să vă mai doară ochii pentru că o să scadă luminozitatea și o să activeze un filtru anti-lumină albastră. Și acum trecem la cel mai important lucru din setup, calculatorul. Acest calculator este unul făcut pre-build, nu l-am construit eu, cu un procesor AMD Ryzen 5 2600 cu 3,4 GHz. O placă video RX 5500 XT, 8 GB GDDR6, cu o memorie RAM de 16 GB cu 3000 de MHz. El mai este dotat și cu un SSD de 500 de GB. Dacă mai aveți orice întrebări despre calculator, duceți-vă în descriere, v-am lăsat acolo un link.
O să vă mai las câteva minute cu niște imagini de la calculator, pentru că acestea chiar mi-au plăcut foarte mult și n-am vrut să le scot de la montaj. Dintre cele mai dragi lucruri pentru mine este acest Xbox One, pe care am jucat eu primele mele jocuri pe care le-am jucat în viața mea și care mi-a făcut într-un fel copilăria mai frumoasă. Iar aici lângă el pe birou mai este controllerul pe care uneori îl folosesc la jocuri pe calculator. Și ultimul lucru și cel care îmi place mie cel mai mult e atunci când e setup-ul meu cu lumina stinsă. Ia uitați cât de frumos se vede cu lumina stinsă. Mai ales dacă stingem monitorul, se vede minunat. Și de final de videoclip m-am gândit să fac așa, să vă răspund la niște întrebări pe care probabil voi vine la spune. Chiar dacă aveți alte întrebări în afară de astea la care răspund eu, puteți să le scrieți în secțiunea de comentarii, vă voi răspunde. Prima întrebare, care este mousepad-ul tău? Asta mă gândesc că o să întrebați. Mousepad-ul meu este unul de la Redragon, nu știu modelul, dar l-am primit cadou cu tastatură. A doua întrebare, ce este asta? Probabil că mulți dintre voi o să știți, dar asta este o cheie cu care pot să scot taste la tastatură. Uitați, o să vă demonstrez. Uitați că nu văd. Trebuie să mă uit. Eu mă uit acum prin ecran, de-aia nu văd bine. Uitați. Așa, hai să punem înapoi. Și merge perfect. Așa, alte întrebări, dacă mai aveți, v-am spus, îmi lăsați în secțiunea de comentarii. Și dacă ai ajuns până aici la final de video, îți mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Nu uita să dai un like și un share ca să vadă prietenii tăi și un comentariu dacă ai vreo întrebare sau pur și simplu vrei să lași un comentariu. Și mai am un anunț de făcut. Voi când o să vedeți videoclipul ăsta o să fie probabil luni sau marți. Astăzi sau mâine o să fac un live stream pe YouTube, așa că să fiți acolo, că o să jucăm diferite jocuri cu abonații și o să discutăm acolo, o să vorbim ce vreți voi, deci vă aștept pe live. Și să nu uitați de follow pe TikTok.